colecția itinerantă de fotografie religioasă Canonicon cuprinde 20 de lucrări, lucrări pe care le-am făcut de-a lungul la 4-5 ani în pelerinajele pe care le-am făcut la mănăstirile din țară. Sunt fotografii pe care le-am făcut în exterioare, în interioare, în cimitire, și nu este arta macabră. Am fost în multe mănăstiri din țară, unde am întâlnit oameni importanți, oameni frumoși. Am adus eșantioane de viață blândă, de viață frumoasă, pentru tot publicul meu. Ieri am avut vernisajul al nouălea vernisaj al acestei expoziții la Brașov. Am întâlnit și aici oameni frumoși, oameni deosebiți, și mulțumesc directorului librăriei Ochean, unde am expus, unde am avut vernisajul, de fapt, că expoziția rămâne până la finalul acestei luni, pentru găduiță și pentru cuvintele frumoase pe care le-a avut la adresa lucrărilor și la adresa mea. Ieri seara m-am bucurat de prezența a câtorva oameni deosebiți, oameni cu care am purtat discuții frumoase, discuții care au reușit să mă bine dispună și să ridice oarecum vibrațional toată atmosfera. Lucrările mele nu își propun să spun o poveste, ele sunt, am putea spune, ele sunt luate solitar așa, s-ar putea spune că, eu știu, că n-au o poveste. Eu m-am gândit să aleg din cele multe pe care le-am făcut de-a lungul celor 4-5 ani, să le aleg în așa fel încât să aibă unitate de stil din punct de vedere plastic, iar povestea să fie una comună a tuturor lucrărilor și nu luate individual. Nu mi-am propus să aduc publicului imagini de arhitectură funerară. La începutul acestei săptămâni, nu? Acestei săptămâni, da, uite că au trecut doar câteva zile și mi se pare că a trecut timpul, a trecut timpul foarte repede. Am fost la Paris și am vrut să văd cimitirul din Montparnasse. Am vrut să-l văd pe Brâncuș acolo, să văd Sărutul, să văd mormântul lui Cioran, să văd mormântul lui Tristan Țara. Brâncuș mi-a dat voie să ajung la el. Soția mea cu care am fost zice, Cioran și Țara au fi fost foarte, foarte supărați pe români și pe țară de nu ne-au dat voie să trecem pe la ei să-i salutăm. Nu știu dacă este chiar așa. Da, ce vreau să spun, că acolo am văzut într-adevăr ce înseamnă arta funerară la tot pasul. Deci, cimitirul pe care l-am văzut e desăvârșit din toate punctele de vedere. Toate bordurile drepte, nu este una ciobită, toate mormintele, sarcofagele, capacele, mânerele sunt cumva în armonie, toate monumentele funerare au aceeași înălțime, deci totul este, cine n-a fost, recomand să meargă acolo să vadă ce n-a văzut. Despre expoziția Canonicon, îmi propusesem să merg în mult mai multe orașe, dar ideea mea acum este alta. După Brașov, care este al nouălea oraș, lucrările or să ajungă la București, poate chiar în aprilie. Sunt în discuții cu Institutul Cultural Român să vedem, poate găsim o fereastră în care lucrările mele să poată fi expuse. Și după aceea periplul acestei expoziții se încheie. Consider că întregul proiect Canonicon s-a bucurat de succes. Au fost oameni prezenți, oamenii care trebuiau să fie, cu oamenii care trebuia să vadă lucrările mele, oamenii cu care trebuia să lucrez, să comunic. Și ce să zic, am cunoscut cu ocazia vernisajelor pe care le-am avut în țară, de asemenea, oameni frumoși, oameni deosebiți, și lucrul acesta m-a încântat în mod deosebit. Ce este mai frumos decât să vezi oameni și locuri frumoase? Dan, aș vrea să te întreb și care sunt proiectele tale după Canonicon, după acest ultim popas, spui tu, în capitală. După Canonicon mă gândesc să... Eu mai am și alt tip de fotografie, nu fac numai fotografie religioasă, fac și alt tip de fotografie, fac și
portret, fac și natură, fac și alte lucruri. Mă gândesc cu titlul Cum respiră pământul, dar nu știu exact ce urmează după această propoziție, să pun un semn exclamării sau să pun un semn întrebării, cu fotografii pe care le-am făcut la vulcanii Noroioși din Buzău. Maniera de lucru este de asemenea detaliu, de data asta nu mai este clar obscur, lumina este mult mai prezentă, pentru că ca să poți să pui în valoare tot ceea ce se întâmplă la vulcanii Noroioși, lumina trebuie să fie un pic mai altfel, mai prezentă. Deci, din punct de vedere fotografic, acesta ar fi următorul pas. Nu știu când va fi, poate prin vară, poate prin toamnă. Habar n-am acum, nu știu să zic. Și mă gândesc să-i fac debutul tot la Râmnicu Vâlcea, așa cum am făcut și cu Canonicon. Râmnicu Vâlcea, orașul natal, vedeți, nimic nu este întâmplător. Da, și pentru că, iată, emisiunea va fi difuzată pe 8 martie, poate că vrei să lași un mesaj aici la Info Meridian pentru doamnele din Vâlcea, în primul rând, și în general. Și pentru cine mai vrei tu? Da, păi primei doamne din Vâlcea ești tu, Mihaela Mihai, ție vreau să-i spun la mulți ani și să spun că n-am apucat să spun până acum, că sunt bucuros și încântat de faptul că ne cunoaștem. Asemenea, mulțumesc! Soției mele Mirela Mihalcea îi spun la mulți ani și o îmbrățișez de fiecare dată când sunt aceste zile, dar nu numai, și în fiecare dimineață și în fiecare seară când ne vedem. La noi în familie este ceva de genul acesta, dacă ne trezim dimineața ne îmbrățișăm, dacă ne vedem seara ne îmbrățișăm, dacă plec la cumpărături ne îmbrățișăm și de asemenea când mă întorc de la cumpărături ne îmbrățișăm. Ce să zic, și colegilor de presă din Râmnicu Vâlcea le transmit la mulți ani și n-am uitat pe niciuna dintre ele.